Pentru acest weekend, meteorologii anunță ninsori, vânt puternic și temperaturi în scădere. Astăzi va ploua în vestul țării, iar în Transilvania, Moldova, Dobrogea și Muntenia vor fi mai întâi precipitații mixte, apoi va ninge. Vântul va avea rafale de până la 70 de km la oră la munte și în sud-est. Maximele termice se vor încadra între minus 2 și 7 grade Celsius. La noapte va continua să ningă în Carpații meridionali de curbură și în Moldova, iar în restul țării vor fi precipitații mixte și ploi. Vântul va mai avea intensificări, iar minimele nocturne se vor încadra între minus 7 și 1 grad Celsius. Duminică, vremea continuă să se răcească, astfel încât maximele vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade. Va ninge la deal și la munte, în Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania și Maramureș, iar în Dobrogea vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări de până la 60 de km la oră și chiar 80 de km la oră pe crestele montane. Minimele termice vor ajunge la minus 10 grade Celsius. În capitală, vremea se răcește și vor apărea și ninsorile. Sâmbătă vor fi precipitații mixte în prima parte a zilei, iar la noapte va ninge. Ninsori sunt prognozate și duminică, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor scădea de la o zi la alta și vor ajunge la 1 grad Celsius. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 și 0 grade. Luni, șansele de precipitații vor fi reduse, iar maxima va urca până la 3 grade Celsius. În zonele montane va ninge în următoarele zile, iar vântul va sufla cu până la 70-80 de km la oră pe creste, spulberând zăpada. În majoritatea masivelor se va depune un strat nou de zăpadă, iar riscul producerii de avalanșe este moderat. Maximele termice vor fi cuprinse între minus 10 și minus 2 grade Celsius, iar minimele vor fi de minus 16-minus 18 grade Celsius. Luni, în Transilvania, Maramureș și Moldova va continua să ningă slab. În restul țării, cerul va fi variabil, mai mult noros. Vântul va sufla cu intensificări la munte, dar și în sud-estul teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade, iar minimele vor fi de minus 11 grade Celsius.